Am așteptat de multă vreme acest moment și iată că se întâmplă. Noul BMW seria 7 a venit în sfârșit în Republica Moldova, unde era așteptat nu doar de clienții săi fideli, dar și de rivalul de moarte, Mercedes-Benz S-Class. Mulți au testat limuzina bavareză, însă nimeni nu a făcut un comparativ cu cele două în Moldova. Să vedem cine câștigă. Un duel între BMW seria 7 și Mercedes-Benz S-Class stârnește întotdeauna reacții foarte puternice printre fanii acestor modele. Din acest motiv mi-am propus să fiu cât mai corect față de ambele tabere și sper că acest lucru va fi apreciat. Trebuie să recunosc că am rămas adânc impresionat de actuala generație S-Class atunci când a fost prezentată în 2013. Mi-am spus la acea vreme că este cel mai elegant și mai frumos model din segment și se pare că acest lucru nu a putut fi schimbat nici de noua seria 7. Adevărul este că am așteptat un design ceva mai emoțional de la limuzina bavareză pe care am văzut-o pentru prima dată încă vara trecută, în timpul prezentării statice de la München. În ciuda eforturilor depuse de designer să ne convingă de frumusețea excepțională a acestei mașini, eu vedeam doar o seria 3 mai lungă. Nu spun că este un model urât, doar că odată cu S-Class, Mercedes s-a impus un nou trend în materie de design pentru toată gama sa de sedanuri. Pe când BMW pare să fi replicat pe nava sa Amiral liniile unui model mai compact, deja existent. Cert este că trecătorii se obișnuiesc destul de repede cu designul noii seria 7, în timp ce Mercedes-Benz S-Class rămâne a fi acela care întoarce toate privirile pe stradă. În schimb, ceea ce îi lipsește S-Class-ului sau altor modele din acest segment sunt elementele din material plastic ramforsat cu fibre de carbon, care pot fi găsite în interiorul caroseriei lui seria 7, la nivelul acoperișului, montanților sau a pragurilor. În esență, aceste elemente foarte ușoare sporesc rigiditatea bavarezului, ci îi reduc greutatea, iar diferența dintre cele două modele se face simțită în mers. Aceasta însă nu este singura tehnologie cu care se laudă noua seria 7. Înainte de a conduce noua generație BMW seria 7, vreau să vă arăt ce cheie are această mașină. Acum mai pe nou puteți beneficia și de un monitor color chiar tactil pe cheia mașinii dumneavoastră. Este o opțiune, costă ceva mai mult de 200 de euro și iată, datorită acestui meniu de aici, puteți vedea dacă mașina este încuiată sau nu, dacă sunt închise geamurile sau nu, iar în plus putem vedea informația despre automobil, dacă este totul ok și dacă lumina este oprită. Aveți și autonomia. În acest caz mai pot rula vreo 134 de kilometri cu combustibilul din rezervor. Mergem mai departe. Pot seta de la distanță și sistemul de climatizare. Spre exemplu, este cald afară și vreau să pun aerul condiționat undeva la 22 de grade, se poate de făcut chiar de aici. Doar că va trebui să încărcați această cheie, noroc că se poate încărca chiar în mașină. Încă un lucru care poate fi făcut de la această cheie, doar că acest exemplar nu este dotat cu sistemul automat de parcare. Spre exemplu, veniți undeva la mall sau undeva în altă parte și spațiul de parcare este prea strâmt ca să mai ieșiți din mașină, puteți ieși din automobil și datorită acestei chei puteți parca automobilul. O va face automat, dumneavoastră veți da doar start acestei funcții. Interesant este în această situație cine va răspunde dacă se va întâmpla ceva, proprietarul sau BMW. Iată că am ajuns să punem la încărcat chiar și cheile de la mașină, dar trebuie să recunoaștem că posibilitățile pe care le oferă sunt foarte binevenite. Păcat doar că grafica mai frânează câte un pic. Acum vă invit să aruncăm o privire scrutătoare asupra interiorului acestui automobil. Probabil că cei mai mulți ar alege S-Class-ul doar pentru acel fapt că la capitolul habitaclu, acesta ar fi un adevărat etalon printre limuzine.
În realitate, modelul lansat în 2013 cedează categoric în fața noului venit atât din cauza mai multor elemente de plastic, cât și din vina sistemului infotainment, cu un procesor incapabil să scape de laguri. Desigur, S-Class-ul rămâne o mașină plină de lux și rafinament, însă chiar dacă seria 7 nu a evoluat dramatic din punctul de vedere al designului exterior, habitaclul său a suferit o mare schimbare. Interiorul noului BMW seria 7 a făcut un pas enorm în față. Cei de la BMW au lucrat foarte mult pentru ca pasagerii care vor lua loc în această mașină să se simte extraordinar. Puteți vedea tot felul de tehnologie aici, materiale cât mai calitative, care le găsiți oriunde. Fie că este vorba despre cotieră, planșa de bord sau volan, veți găsi doar materiale naturale, cum este pielea sau inserțiile din lemn. Îmi place nespus de mult acest ecran color, care este tactil acum, ceva mai nou acum pe noua generație BMW seria 7 și care are o rezoluție și o grafică extraordinară. Ceasurile de bord sunt și ele digitale, arată fenomenal și îmi plac mult mai tare decât cele pe care le găsim în Mercedes-Benz S-Class. Un alt lucru care lipsește din S-Class este tehnologia de recunoaștere a gesturilor, care vă permite să modificați volumul sistemului audio, să acceptați sau să respingeți un apel telefonic și să faceți multe altele doar printr-o mișcare din mâine. În plus, sistemul de climatizare are acum comenzi tactile, mult mai plăcute în utilizare decât butoanele enorme de pe Mercedes. Doar priviți ce interior are noua generație seria 7. V-am spus, au avansat foarte mult cei de la BMW aici și au oferit tot felul de tehnologii pe care nu le găseam anterior. Ei bine, scaunele desigur se mișcă cum vă doriți. Puteți beneficia de masaj, de ventilare, de încălzire, orice vă doriți dumneavoastră. Pentru mai multe intimitate, desigur, puteți avea aceste chestii pe ferestre și nimeni nu va vedea ce se petrece în mașină din afară. Ei bine, atunci când mergeți pe distanțe lungi și vă doriți să vă relaxați, luați această planșetă și, sau tabletă și iată, vă puteți aranja scaunul așa cum vă doriți. Puteți vedea acum acolo în față, doar prin această planșetă, iată, cade această chestie, acest suport pentru picioare și dacă aveți de mers vreo 200-300 de kilometri sau mai mult, iată, puteți pune picioarele acolo și să vă relaxați. În plus, puteți conecta telefonul la sistemul multimedia al mașinii și vă puteți distra aici cum vă doriți. Sunt foarte multe tehnologii și în special această tehnologie a fost dezvoltată împreună cu Samsung și trebuie să vă zic că este extraordinar meniul acestei planșete. Iată, am pus-o la loc, a fost prinsă înapoi. Ei bine, desigur, puteți lucra aici în mașină foarte ușor. Aveți această masă, am pus-o aici și în cazul în care trebuie să expediați câteva e-mail-uri sau, nu știu, să mai lucrați un pic din mașină, vă puteți pune laptopul pe această masă și lucra cu mare ușurință. Este un adevărat oficiu pe patru roți și chiar îmi place foarte mult să mă aflu aici în BMW seria 7. Iar acum, haideți să vă spun ce senzații am avut la volanul celor două mașini. Nu mă voi referi prea mult la motoare, deoarece BMW-ul are un propulsor pe benzină de 3 litri, Twin Power Turbo, în timp ce S-ul este pus în mișcare de un turbo diesel. În ambele cazuri, motoarele sunt cuplate la o cutie automată.
Bineînțeles, ambele modele pot beneficia și de un sistem de tracțiune integrală, capabil să vă ofere mai multă încredere în viraje și starturi mai ușoare pe timp de iarnă. Noua generație BMW seria 7 este mai ușoară cu mai bine de 100 și ceva de kilograme decât Mercedes-Benz S-Class. Iar acest lucru este foarte important, în special la aceste mașini care întotdeauna au fost cam greoaie, să zic așa. Din acest motiv, noua generație BMW seria 7 accelerează foarte ușor. Ei bine, aici am și propulsorul de 3 litri pe benzină Twin Power Turbo, care produce în jur de 326 de cai putere, însă această scădere de greutate se simte, sau diferență de greutate se simte în special pe viraje. Apropo de viraje, noua generație seria 7 știe nu doar să se încline ușor în viraj, face asta datorită sistemului pneumatic, dar în primul rând mai știe să rotească și cu roțile din spate. La viteze mici, roțile din spate vor roti în direcții opuse față de cele din fața mașinii, iar la viteze ceva mai înalte vor roti în aceeași direcție. Din acest motiv, în viraje, noua generație BMW seria 7 este mult mai bună decât Mercedes-Benz S-Class, care se simte cam mare și ușor cam greoi. Și se pare că anume acesta este marele avantaj al seriei 7, care așa cum îi stă bine unui model bavarez, este excepțional în viraje. Șoferul se va bucura din plin de acest lucru, cu condiția ca pe bancheta din spate să nu stea cel care a plătit mașina. Dacă vă place să vă aflați mai mult în spatele volanului, atunci aflați că iată, seria 7 mai oferă și câteva moduri de rulare pe care le puteți găsi aici. Vorbim despre modul sport. Dacă voi apăsa acest buton, absolut tot din fața mea de aici va avea o lumină de culoare roșie, ceea ce înseamnă performanță, sportivitate și accelerații maxime. Dacă voi apăsa butonul confort, acum suspensia pneumatică devine mai moale și, bineînțeles, este mult mai plăcut să circulați pe drumurile din țara noastră. Mai există un mod EcoPro pentru un consum cât mai mic de combustibil, însă ceea ce este mai interesant, puteți apăsa aici pe butonul Adaptive și iată, mașina se va adapta la condițiile de drum. Este un sistem foarte inovativ, este unul foarte nou și care te costă ceva bani, dar care, iată, va încerca să vă ușureze cât mai mult misiunea la volanul acestei mașini. De altfel, și Mercedes are un sistem similar care se numește Magic Body Control și folosește mai multe radare și senzori pentru a scana suprafața de drum din fața mașinii și a adapta suspensia la condițiile de drum. După mine, pe drumurile din Moldova, acest sistem are nebunie. Dacă este să vorbim despre sistemul multimedia, aflați că în noul BMW seria 7, acum acest ecran color este unul tactil, ceea ce nu era pe generația precedentă și ba mai mult, până și sistemul de climatizare are comenzi tactile, să zic așa, cele pe care le puteți acționa doar prin a apăsa pe acest ecran. Un lucru foarte interesant este că noua generație seria 7 mai oferă acum și un sistem de a parfuma interiorul acestei mașini. Găsim acest sistem și pe S-Class, însă cei de la BMW afirmă că acest parfum nu intră în piele sau, iată, nu se îmbibă în hainele dumneavoastră. Zic eu că izolarea fonică este mai bună în noua generație seria 7. Diferența nu este una foarte mare, dar totuși se vede că au desfăcut nu puține S-clasuri cei din München și astfel au avut grijă ca să izoleze cât mai bine fonic această limuzină. Foarte rar pătrunde ceva din afară în acest automobil. Doar sunetul motorului se mai face auzit atunci când accelerați cu mai multă agresivitate. Acum haideți să urcăm și la volanul lui Mercedes-Benz S-Class. Bineînțeles, când mergi într-un S-Class, te simți oarecum ceva mai important decât ai fi poate în realitate. Lumea știe să aprecieze mașina asta mult mai bine în trafic și este o diferență.
chiar și față de seria 7. Ești ceva mai respectat într-un S-Class. Probabil asta este valabil doar pentru țara noastră sau, nu știu, pentru regiunea din care facem parte. Dar multă lume știe să întoarcă capul după acest model. Este o adevărată legendă acest S-Class, care, iată, mă rog, este un model care se produce de foarte mulți ani și are de ce și știe cum s-a impus pe piață în toți acești ani. Mercedes-Benz S-Class a fost o mașină deosebit de plăcută la condus în orice condiții. De fapt, S-Class a dat naștere acestui segment și mulți ani la rând s-a menținut în top, ba chiar pe primul loc, reușind să bată BMW seria 7, Audi A8, Jaguar XJ și multe alte modele care mai sunt în acest segment. Odată cu noul S-Class, cel în caroserie W222, bineînțeles, interiorul este unul extraordinar. Puteți vedea și dumneavoastră ce volan frumos am aici, doar în două spițe, pot spune așa. Aici cadranul de bord, în esență, este format din două monitoare foarte mari. În partea din stânga văd viteza, aici turațiile, iar aici pe centru văd deja tot meniul mașinii, muzica și multe, multe altele. Totuși, Mercedes-Benz S-Class este o mașină care cântărește destul de mult. Asta se simte când mergeți la volanul acestei mașini. Unora le place acest lucru, pentru că îi face să se simtă, nu știu cum, mai încrezut în acest automobil, sau el cel puțin, automobilul, pare a fi mai încrezut pe drumul pe care merge, sau prin țara noastră, pe drumurile astea mai aiurea. Dar, totuși, o mașină care cântărește mai mult va consuma mai mult combustibil, indiferent de motorul pe care îl vei avea sub capotă. Indiscutabil, S-ul rămâne o mașină deosebit de plăcută la condus. Acest automobil știe cum să-și bucure pasagerii cu un nivel de confort superior, motiv pentru care foarte mulți oameni de afaceri, bancheri sau chiar șefi de stat preferă să se deplaseze anume cu acest model. Sunetul de la roți pătrunde ceva, sau zgomotul de la roți pătrunde ceva mai ușor în habitacul. Poate este legat de modelul acestor anvelope, poate izolarea fonică ar putea lăsa de dorit în zona arcurilor, dar totuși vine ceva mai multă călăgie din afară într-un S-Class. Desigur, izolarea de aici nu poate fi comparată cu alte mașini din clase ceva mai inferioare. Bineînțeles, până la urmă, nu veți fi prea tare deranjat de tot ce vine din afară, pentru că se aude foarte și foarte puțin. Dar totuși o spun asta în comparație cu BMW seria 7. Față de seria 7, scaunele în S-Class parcă sunt făcute pentru băieți cu burta mare de vreo 120-130 de kilograme. Sunt foarte late și, la sigur, vor reuși să-i mulțumească pe mulți dintre cei care vor opta pentru un asemenea model. Bineînțeles, interiorul oferă foarte multe elemente calitative. Puteți personaliza foarte tare habitatul acestei mașini, dar totuși BMW seria 7 știe ceva mai multe lucruri. Ușor, ușor ne apropiem de finalul acestui test drive, în care sper că v-am răspuns la multe întrebări. Nu am intrat prea adânc în detalii tehnice pentru a nu vă plictisi cu un test prea lung, dar sper că ați sesizat clar diferența între cele două limuzine. Acum a venit momentul să pronunț verdictul. Așadar, dacă aș fi ales mașina după design, indiscutabil aș fi optat pentru S-Class. Este mai elegant și mult mai impunător în trafic. Interiorul excelează în ambele cazuri, atât S-Class cât și seria 7 oferă materiale de cea mai bună calitate. Însă, dacă este să vorbim despre tehnologiile de aici, atunci modelul bavarez este cu un pas mai în față. Cât privește ținuta de drum și în acest caz, voi da câștig bavarezului pentru faptul că este mai ușor și stă mai bine pe viraje din cauza roților spate care întorc și ele în curbe. Astfel, cu un avans minim, voi da câștig de cauză de această dată BMW-ului și voi alege cheia modelului bavarez.
Dacă vă întrebați cât costă cele două modele în Moldova, aflați că S-Class-ul pornește de la 76.210 euro ceruți pentru varianta S300 Hybrid, în timp ce seria 7 are un preț de start mult mai atractiv, de 60.430 de euro ceruți pentru versiunea 730i. Modelul testat de noi în varianta 740i și cu toate opționalele incluse costă 140.000 de euro.